Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou, de această dată în localitatea Checiș din județul Maramureș, unde, cu mânuțele astea două, am mai realizat o instalație nouă. Este vorba de o casă de locuit, având suprafața totală utilă de 120 de metri pătrați. Am realizat aici sistemul de încălzire prin pardoseală și instalația sanitară. Haideți să mergem înăuntru pentru a vă arăta ceea ce am realizat aici. Și sistemul de încălzire prin pardoseală este realizat cu țeavă Uponor, având diametrul de 16 mm, izolație rolă Tucker 25 de mm EPS 100, iar pe zona de parter am suplimentat această izolație cu încă un polistiren extrudat. După cum vedeți, este un sistem de încălzire prin pardoseală realizat exact așa cum v-am obișnuit, adică o execuție corectă și de calitate. Distanța între țevi este 10 cm peste tot, mai puțin zonele vitrate, cum este aceasta de acces în casă, și băile unde avem distanța între țevi 5 cm. Voi începe cu bucătăria, locul unde îmi place mie cel mai mult. Avem două circuite de încălzire prin pardoseală, așa arată, senzor de pardoseală de la Uponor, automatizarea va fi de la Salus IT600, termostate Quantum, care vor lucra împreună cu senzorii de pardoseală. Pe zona de bucătărie vom avea un spălător de bucătărie, iar aici va fi instalată o centrală termică cu funcționare pe gaze. Am adus aici turul, returul și apă rece, apă caldă. Această zonă va fi închisă, va fi separată de bucătărie, iar aici, în față, în partea stângă, va fi instalată o mașină de spălat rufe și un uscător de rufe. Am folosit și aici aceste tuburi de protecție la trecerea prin prag. Sunt niște tuburi speciale din burete, un burete care nu putrezește. Am văzut pe unii folosind aici cearceafuri, pături. Eu zic că nu este o soluție tocmai potrivită, deoarece acelea în timp poate să putrezească și vă veți trezi cu mirosuri urâte în casă și nu veți ști de unde. Ca și cum ai introduce ulei de gătit la mașină, ceva de genul. Aici am lăsat liber, se va monta un șemineu. Deci pe zona de bucătărie două circuite, pe zona de living două circuite. Avem o cameră, două circuite. Curat,
Exact așa cum v-am obișnuit, coloanele de apă rece și caldă merg perimetral până la centrala termică. După cum vedeți, nu am întrerupt nicăieri polistirenul, totul este dintr-o bucată. Termostate de ambient vor fi instalate în fiecare spațiu separat, în fiecare zonă. Și baia de la parter. Aici vom avea o zonă de duș cu rigolă, acea rigolă la dietă, Venisio Slim, și corpul încastrat Grohe Rapido Smart Box de la Grohe. Va fi o zonă de duș Smart Control. Un cadru încastrat cu rezervor Grohe Rapido SL. Aici am introdus cadrul în perete, deoarece este peretele destul de gros. Va fi pusă o bucată de rigis peste care se va veni cu adezivul și faianța și un lavoar. Distanța între țevi pe zona de băi, v-am spus la începutul videoului, 5 cm. Și aici termostat de ambient. După ușă, distribuitorul de apă rece și caldă, 6 circuite apă rece, 3 circuite apă caldă. Am dus un circuit de apă rece și în exteriorul casei pentru a instala clientul acolo un robinet. Țeavă multistrat, izolată, fittinguri sertizare, îmbinări doar în distribuitor și la corpurile de baterii, respectiv coturi cu talpă și cadru de WC-ul. Sub scară am instalat distribuitorul de încălzire prin pardoseală, în total 8 circuite de încălzire prin pardoseală, distribuitor din alamă cromată, robinet de un țol cu olandez, avem și debitmetre pe tur, în partea de jos, dezaeratoare automate și robinet de golire, cablurile electrice pentru alimentarea cu tensiune a termostatelor de ambient. Iar sub scară avem distribuția de apă rece și caldă. Aici intră apa rece în casă, se va instala un set de 3 filtre grosiere. De ce nu chiar o vană antiincendiu să poate fi posibil a se opri apa în caz de inundații. Vom merge la mansardă, ușor, ușor. Voi începe cu baia, termostat, lavoar, o zonă de duș, tot cu rigolă, tot rigola la dietă Venisio Slim și zona de duș cu Grohe Rapido Smart Box și aici o zonă de duș interesantă. Ce îmi place mie cel mai mult la aceste rigole de duș, o să vă arăt acum, acest capac poate fi folosit cu două fețe. Una a se introduce aici gresie și a se lipi și se poate pune așa, se va vedea doar acea dungă, acel contur, sau partea asta la altă care se va vedea de inox. Aici avem o cadă în plus. Va fi o baterie normală, aparentă. De ce nu poate chiar un Grohe și aici? Cadrul de WC aici, cadrul este aparent, se va realiza o ghenă, o nișă peste el, deoarece avem aici grinda de beton. Datorită acestei grinzi, nu a fost posibil a se introduce acest cadru în perete, așadar, fără niciun fel de problemă, se va face o nișă peste el. Ventilația la canalizare, scoasă afară.
și distribuitorul de apă rece și apă caldă, 4 circuite apă rece, 3 circuite apă caldă, distanța între țevi și în această baie 5 cm și sunt două circuite. Vom intra în prima cameră, tot două circuite. Și aici termostat de ambient. A doua cameră, la fel două circuite. Aici am intrat cu țevile, cu circuitele direct de la distribuitor. Iar spre celelalte, pe aici, prin hol. Și cea de-a treia cameră, iarăși două circuite. Aceasta va avea aici un mic dressing, unde am instalat și caseta. Tot un distribuitor din alamă cromată, debit metre, exact ca și la parter, 8 circuite. Ce frumos am decupat pentru casetă. Cam asta a fost tot. Dacă îți dorești o instalație care să-ți ofere siguranță, confort, durabilitate în timp și un consum redus de energie, vorbești cu mine, mă poți contacta la numărul de telefon 0722 68 67 60. Respectând indicațiile și recomandările mele, vei beneficia de o instalație care va funcționa la un randament maxim, oferindu-vă avantaje pe termen lung. Până data viitoare, să avem instalații reușite!